Sfinte Ierarhie și Mărturisitor de Luca, Învățător al adevărului și doctor fără de alginți, ție plecăm genunchii sufletului și ai trupului și sărutând icoana ta și tămăduitoare tale noastră, pe tine te rugăm precum fiii pe Tatăl lor. Cu totul cinstite și preasfinte, Părinte Luca, nedeja celor bolnavi, care zac în patul durerilor, nu uita pe frații noștri, cei bolnavi și cumplit în înforații de suferință. Cercetează și izbăvește de toate neputințele care îi stăpânesc și dăruiește-le vindecare în iar nouă tuturor cele ce de folos spre mântuire, ca din împreună cu tine să slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh. Pe credincioși la hramul Sfântului Luca? Evident că da. Cei care au evlavie la Sfântul Luca al Crimeei sau care au probleme de sănătate și vor să îi se închine sunt așteptați astăzi la Biserica Spitalului Parhon. Da. Îi așteptăm cu mare dragoste, cu mare bucurie să putem împărtăși și noi la rândul nostru din minunile care s-au întâmplat până acum, cel puțin eu, de când sunt numit aici de un an de zile, simt că parcă trăiesc în cer și nu mai sunt aici pe pământ, să știți. Este o stare deosebită, care este, de fapt, copleșită de foarte multă bucurie, să știți. Bucuria pe care trebuie să o avem, de fapt, toți, pentru că în orice acadist ați văzut că începem cu bucură-te, Sfinte, că ai pătimit și noi știm care au fost grozavele pătimirea a Sfântului Luca, cele trei, practic, plecări forțate, exiluri în Siberia și în cele mai depărtate colțuri ale acestea. Mi-ați spus că aveți o poveste cu icoana Maicii Domnului aflată aici, lângă Sfântul Luca. Ce legătură era între Maica Domnului și Sfântul Luca? Într-o sâmbătă, mi se pare, de septembrie, dacă nu mă înșel, în jurul orei 10:30, mă trezesc intrând pe ușa bisericii, un monah de trei ori mai mare cât mine, pot să spun așa, și mi-a spus: Părinte, cu un glas foarte puternic. M-am și speriat când l-am văzut. Da, Părinte, iertați, de unde sunteți? Vin din munte. Din care munte? Eu i-am spus, din Sfântul Munte Athos. Și am spus, mă bucur să vă am aici, mai ales în această frumoasă biserică și cu Sfintele noului doctor fără de arginți, Luca al Crimeei și al Simferopolului. Ci că tocmai la el am venit. Tot așa, pe un glas puternic, având în mână o icoană, neștiind practic ce reprezintă și cine este, spunându-mi că i s-a poruncit în vis ca această icoană să fie adusă de el în biserica aceasta, icoană cu care Sfântul Luca opera orice fel de pacient. Fără această icoană, chipul Maicii Domnului cu Mântuitorul Hristos, ca și copil, Grabnica Ascultătoarea se cheamă, a făcut foarte multe minuni acolo. Prima dintre minunile pe care le-a făcut ea acolo, mi-a spus acest părinte, a fost acum câteva sute de ani, când ea se regăsea într-un spațiu întunecos, întunecat al acelei mănăstiri. Și făcea legătura dintre biserică și trapez. Și un monah de acolo, puțin așa mai neascultător, trecea pe lângă această icoană, neaprinzând nicio lumânare niciodată. Sau dacă ea era aprinsă, el o stingea de câte ori trecea pe acolo, pentru că trecând în fugă, evident că lumânarea pâlpâind, ea se stingea. La un moment dat a auzit un glas: Netrebnicule, nu mă vezi că sunt aici? De ce nu mi-a prins lumina pentru fiul meu, el care este lumina lumii? Monahul s-a speriat, s-a dus la stareț și i-a povestit și în momentul acela, timp de câteva zile, el n-a mai văzut. Deci i-a luat vederea. Deci iată că facem legătura cu doctorul fără de arginți, Luca al Crimeei.